Aceasta este planta de mărar. Se poate recolta în momentul în care s-a uscat. Este uscată. Se rupe partea superioară. Inclusiv tulpina este uscată și se poate păstra. Se rup părțile superioare ușor pentru a nu se scutura și se introduc într-o pungă. Apoi în pungă se presează ușor, se scutură ca și semințele să cadă direct în pungă. Apoi tulpinele se aruncă, iar în pungă vor rămâne doar semințele de mărar. Apoi punga se leagă, în caz că nu recunoașteți semânța, puteți aplica o etichetă, dar dacă o cunoașteți, nu are rost. La fel se procedează cu semințele de pătrunjel. O parte din ele sunt uscate, acestea nu sunt uscate. Și cu semințele de felină sau leuștean.